Acest program conține plasare de produse. Bună ziua, doamnelor și domnilor! Sunt Lăcrămioara Pralea, bine v-am regăsit la o nouă porție de sănătate. În prima parte a emisiunii vom vorbi despre cancerul de esofag. Cum apare cancerul de esofag, dar și cum îl putem diagnostica în timp util, aflăm de la invitatul meu, domnul dr. Ovidiu Rus, medic primar, clinica de chirurgie toracică de la Institutul Oncologic Fundeni. Bună ziua, domnule doctor! Mă bucur că v-ați făcut timp să fiți alături de noi. Bună ziua, vă mulțumesc pentru invitație. Domnule doctor, care sunt funcțiile esofagului? Tot sistemul digestiv, haideți să spunem că este alcătuit din mai multe segmente, pornind de la cavitatea bucală până la colon, rect, anus. Esofagul reprezintă un segment al sistemului digestiv și el face legătura între cavitatea bucală și stomac. Adică după ce noi am mestecat și am înghițit, practic acel bol alimentar, ca așa îi spunem, prin intermediul esofagului ajunge la stomac. E practic un tunel, să spunem, muscular, cu fibre musculare, prin care ajunge acel bol alimentar către stomac. Este, într-un fel, tot o poartă de intrare către organism a mâncării în acest caz. Da. Cât de frecvent este cancerul esofagean? Slavă Domnului că nu este atât de frecvent. Asta este vestea bună. Vestea mai puțin bună este că e un cancer care se descoperă tardiv și nu cu foarte multe șanse de supraviețuire pe termen îndelungat. Adică agresivitatea este foarte mare? Agresivitatea este de ajuns de mare, dar și descoperirea lui este tardivă și fiind o descoperire tardivă, sunt puține resurse terapeutice pe care le avem la îndemână. Se știe cu exactitate de ce apare cancerul la esofag? Sunt mai mulți factori implicați, s-au făcut studii, inclusiv s-au făcut studii pe zone geografice și s-a descoperit, de exemplu, că în Europa, ca și factori care ar determina apariția cancerului de esofag, putem să enumerăm alcoolul și tutunul, pe când, să zicem, în Japonia, modificările de dietă. Deci, pe primele locuri putem să punem alcoolul și tutunul, putem să punem modificările de dietă, lipsa fructelor și legumelor din alimentație. S-a făcut studiu și s-a constatat că există o corelație la persoanele care consumă mai puține fructe și legume, au o șansă mai mare să facă cancer esofagian. Există factorul genetic, factor familiar, ca întotdeauna, la orice cancer, și avem și leziuni sau boli preexistente la nivelul esofagului care pot determina în timp apariția cancerului esofagian. Refluxul gastroesofagian? Refluxul gastroesofagian este o posibilă cauză a apariției cancerului esofagian, pentru că refluxul ce înseamnă că sucul gastric vine înapoi înspre esofag și în timp, fiind un acid, produce modificări la nivelul mucoasei esofagine care în timp se pot dezvolta în mod nedorit către apariția unui tumor la acest nivel. Acalazia? Și acalazia și sunt multe alte boli. Important este să știm că dacă avem o disfuncție la nivelul esofagului, suntem diagnosticați cu o boală, ar trebui să avem grijă și să cercetăm periodic medicul specialist pentru a fi în grafic, a face toate testele necesare și a descoperi din timp o eventuală modificare la acest nivel. Consumul de alimente prea fierbinți poate dăuna esofagului? Uitasem de acest factor. Alimentele fierbinți sunt și ele incriminate și știu că există persoane care au această plăcere, haideți să-i spunem, de a mânca puțin mai fierbinte, adică o ciorbă... Sau și de a bea cafeaua mai fierbinte. Și de a bea cafeaua și de... Mai ales iarna, domnule doctor. Îți pui o ciorbă, vrei să fie mai fierbinte. Vrei să fie mai fierbinte, dar totuși una este fierbinte și alta este să fie o ciorbă caldă. Adică totuși este acolo o diferență care poate să, în timp, să ne salveze sau nu de aceste leziuni esofagiene. Și atunci de ce să forțăm nota și să ajungem la acel punct critic în care poate efectiv rămânem și cu leziuni la nivelul gurii, că simțim că ne-am fript cu ciorbă sau cu cafea sau cu altceva și să nu mai avem puțină răbdare și să bem o cafea caldă, să mâncăm o ciorbă caldă, dar în limitele, haideți să spunem, care să ne asigure că nu pățim nimic pe termen delugat. Cancerul de esofag este o boală a persoanelor în vârstă sau la ora actuală și tinerii se pot confrunta cu acest cancer esofagian. Citind de aceste date de frecvențe, de statistică, am văzut în funcție de sursă că dau perioade diferite. Am găsit inclusiv ca început al, să zicem, 30-40 de ani al cancerului esofagian. Depinde de surse și de așa, dar este o boală care poate să debuteze la o vârstă, haideți să spunem, timpurie. Adică de la 40 de ani încolo, mai ales dacă am avut în antecedente sau avem o boală esofagiană, dacă am avut în familie pe cineva cu un cancer esofagian sau de altă natură, e bine să avem puțin mai multă grijă de noi. Da. Ne-a spus la începutul emisiunii că, în general, cancerul esofagian este descoperit destul de târziu. La început nu avem niciun fel de semne. La fel cum spuneam și în emisiunile trecute, cancerele, din nefericire, sunt descoperite tardiv. Din aceste cancere, cancerul esofagian este, haideți să spunem, cancerul care se descoperă și mai târziu decât poate alte cancere. De ce? Pentru că avem puține simptome și ele apar într-un stadiu avansat, astfel încât le trecem cu vederea. Nu că le trecem cu vederea. Deci ce avem? Avem în primul rând disfagia. Ce înseamnă acest simptom? Înseamnă că în momentul putem înghiți. Putem înghiți la început, dar înghițim cu dificultate. Simțim că bolul alimentar sau mâncarea nu mai trece sau avem ceva probleme, simțim nevoia eventual să mai luăm un gură de apă ca să treacă mai ușor. Acest semn este în stadiu incipient sau într-un stadiu avansat? Apar toate tardiv. De ce? Pentru că esofagul, am spus că este ca un tunel. Gândiți-vă că în pereții acestui tunel apare această tumoră și ea se dezvoltă. Se dezvoltă până când ajunge ușor să obtureze gura tunelului. Adică ea crește și practic mâncarea nu mai are pe unde să treacă, pentru că pereții se transformă tumoral și vin din ce în ce mai aproape și practic diametrul scade. Și de-abia atunci avem această senzație de disfagie, când deja tumora s-a dezvoltat îndeajuns de mult. Mai este menționată și odinofagia, adică durerea la înghițit. Sunt simptome care, haideți să spunem, că au anumite grade. Dacă la disfagie la început avem pentru alimente solide, într-un stadiu întâi, să spunem, într-un stadiu tardiv al disfagiei, o să avem inclusiv... Adică de câte stadii vorbim? Vorbim cel puțin de vreo 4 stadii. Există clasificări, sunt mai puțin relevante, dar o să ajungem... Deci, stadiul 1 este stadiu incipient? Stadiul al simptomului, nu al cancerului. Să facem o diferențiere. Nu înseamnă că dacă vorbim de un stadiu că de-abia mi-a apărut disfagia, am un cancer incipient. Nu. Cancerul este îndeajuns de avansat încât să-mi înjumătățească șansele în viitor. Vorbim până la disfagia de un stadiu avansat în care nu mai putem să înghițim nici saliva. Și adică nu mai trece nimic. Până la disfagie, domnule doctor, nu avem niciun alt simptom, nu știu, ceva care să-l trimită pe pacient, să ajungă la medic într-un timp util, nu știu, ceva care să-l deranjeze. Nu avem. Și de ce? Nu avem pentru că pe lângă aceste simptome care se referă strict, vorbind de esofag, discutăm de simptome, haideți să le spunem, asociate, adică în momentul în care vorbim tot de dezvoltarea cancerului. Acest cancer s-a dezvoltat și afectează structurile anatomice înconjurătoare, adică vecine esofagului, atunci putem să discutăm de tuse, putem să discutăm de durere, putem să discutăm de simptome care țin deja de structurile înconjurătoare, de plămâni, de trahee sau de... înțelegeți? Deci deja oricum discutăm iarăși de un cancer avansat. Da, deci disfagia ar fi primul, unul dintre simptome, apare într-un stadiu avansat. Nu suntem nici de cum la început dacă, dacă este prezentă această disfagie. Pe lângă disfagie avem dureri. Unde ne doare, domnule doctor? Esofagul este pe mijloc, este în spatele traheei. Vedem că, pornind, dacă ne uităm la gâtul nostru, vedem că avem aici trahea. Deci exact pe traiectoria esofagului. În spatele traheei se află esofagul. Pe acest traiect, median, să spunem, avem aceste simptome. Adică ne doare și cutia toracică, nu? În zona de mijloc. Și dacă tot am vorbit de vecinătatea cu trahea, de multe ori această tumoră, când se dezvoltă și afectează trahea, se pot crea fistule esotraheale. Asta ce înseamnă? Asta înseamnă că în momentul în care noi vom mânca, bolul alimentar la trecere va o va lua și pe alte căi, adică în trahee, și va crea o tuse iritativă, semnalând că avem o problemă și poate că acolo avem o fistulă. În spate ne poate durea? Durerea de cel mai multe ori iradiază. Noi avem un punct de unde pleacă durerea, de unde este sursa și problema, și de multe ori o să auzim, o să spună pacienții că de ei mă doare aici, în față, dar mai iradiază. Pentru că vorbim de traiecte nervoase și de cum sunt distribuite acestea. Odată cu această boală, pacienții scad și în greutate? La orice cancer avem o scădere în greutate, din nefericire, și la cancerul esofagian avem în plus acest aspect. De ce spun în plus? Pentru că tumora se dezvoltă și pacientul ajunge, printre altele, să ajungă la incapacitatea de a se hrăni. Pentru că mâncarea nu mai are pe unde să meargă și o să ajungă la început, dacă nu mai poate să mănânce solid, o să încerce după aceea să mănânce pasat, adică mărunțit, și într-un final nu o să mai treacă mâncarea deloc. Și după aceea sunt alte, se pune problema de o intervenție ajutătoare, de gastrostome sau de alte intervenții care să-l ajute temporar să găsim o cale de alimentare, adică să scurt-circuităm această problemă de la nivelul esofagului, doar pentru a se alimenta. Pentru că alimentația ajută organismul să se mențină la un anumit nivel care să-i permită să lupte cu boala. Când ajunge pacientul la medicul specialist, se plânge de toate aceste simptome pe care ni le-ați enumerat? Sau vine la început doar cu această disfagie? Vă zic eu, domnule doctor, eu am observat că nu prea pot să înghit. Ce ar putea fi? Este îndeajuns să vină cu această disfagie. De mulți vin doar cu acest simptom, pentru că nu ai nevoie de mai mult ca să te prinzi la medic. Din nefericire, mulți însă întârzie și ajung de la a veni într-un stadiu incipient, când, să zicem, avem probleme din când în când la a înghiți solide, ajung să vin doar când mănâncă, nu mai pot mânca decât pasat, eventual nici pasat. Adică mai stau o perioadă. Mai stau și când deja aproape nu mai trebuie să găsim, la momentul respectiv căutăm o soluție salvatoare de a hrăni acel pacient și după aceea să ne ocupăm de boală. Da. Care sunt investigațiile ce vă confirmă prezența acestui diagnostic? Prima și cea mai importantă investigație în momentul în care avem o problemă de această natură, o problemă la nivelul esofagului și nu numai, este endoscopia digestivă. Adică intrați cu o cameră? Se intră sub anestezie locală, se intră cu endoscop, cu o cameră minusculă, și se vizualizează interiorul cavității bucale, a esofagului, a faringelui, a esofagului, a stomacului, și vedem unde și dacă există o modificare. Și acolo unde există o modificare, dacă discutăm de cancer esofagian, cu siguranță vom vedea modificări la nivelul peretelui esofagian. Se iau probe pentru a confirma, din punct de vedere histopatologic, existența acestui cancer, precum se apreciază și diametrul esofagului, dacă s-a micșorat, cu cât s-a micșorat, pentru că trebuie să ne punem problema în timp, până apucă pacientul să facă un tratament cât de cât eficient și să combatem boala, cum îl ajutăm ca să își păstreze capacitatea de a mânca, în mod natural. Și atunci mai sunt soluții, discutăm de, făcând această endoscopie, se poate pune problema dacă cancerul este avansat pentru o stentare, adică la momentul respectiv se discută de a se pune un stent, este un dispozitiv care păstrează pe moment, cel puțin păstrează diametrul constant și nu mai lasă tumora să împresoare și să obtureze în totalitate esofagul. Este doar una dintre investigații, printre cele mai importante. Mai avem și investigații ajutătoare. Nu are rost să discutăm de radiografia toracică, pentru că ea, datorită poziționării esofagului, nu oferă multe informații decât în situațiile în care avem complicații, avem metastazare a bolii și atunci avem complicații de genul pleurezie, pericardite, metastaze pulmonare care se pot vizualiza pe radiografie. Tomografia, iarăși, nu oferă foarte multe informații, ne poate sugera nivelul la care există acea leziune esofagiană, dar nu putem aprecia cu exactitate invazia tumorii în structurile anatomice înconjurătoare. Și atunci endoscopia rămâne investigația de bază? Rămâne și la endoscopie, dacă avem posibilitatea să facem ecoendoscopie, adică în momentul în care facem endoscopie să intrăm și cu un mic transductor specific ecografilor clasice. Dar adică este, să faceți o poză? Este un dispozitiv adaptat pentru endoscopie. Noi intrăm și la momentul respectiv vedem acolo unde este leziunea, cât de mult invadează peretele esofagian, dacă invadează și structurile din vecinătatea peretelui esofagian și putem să realizăm astfel o stadializare, adică să ne dăm seama cât de avansată este boala și să facem, să concepem mai bine un plan de tratament. Adică sunt informații în acest punct de vedere superioare unei tomografii clasice. Mai avem și bronhoscopia în cazul în care suspicionăm o fistulă esotracheală sau la acest nivel. Avem multe investigații care ne pot oferi informații, însă cea mai importantă rămâne endoscopia digestivă. Ne-a spus că într-o primă fază se poate pune acel stent, ajută. Există riscul, domnule doctor, ca la un moment dat acel stent să se înfunde? Ar trebui să fie pacientul atent la anumite semne și să-și dea seama datorită lor că e ceva neregulă? Orice de acest gen poate să sufere anumite modificări, inclusiv să se deplaseze de la zona respectivă. Din nefericire, sunt cazuri în care nici măcar nu se mai poate discuta de stent și atunci, de multe ori, pentru că pacientul vine într-un stadiu foarte avansat și atunci putem să discutăm doar de intervenții chirurgicale, de montarea unei gastrostome și pacientul ajunge să se hrănească printr-un mic tub la nivelul stomacului. Asta este doar un exemplu. De asta spun că în momentul în care avem acest simptom de disfagie, chiar dacă nici nu apare în stadiile incipiente, să nu așteptăm ca acest simptom să se agraveze până ne prezentăm la medic. Ce investigații ar trebui să facă oamenii care nu au niciun semn și vor să știe dacă nu cumva este prezentă această patologie? Oamenii de rând. Ce să facem? O endoscopie? Să depistăm boala într-un timp util, având în vedere că este o boală foarte agresivă. Este o boală agresivă, nu este o boală frecventă și atunci nu putem să punem fiecare om al României să facă așa. Nu, lucrurile acestea se fac prin programe de screening, le numim noi, și persoanele care sunt susceptibile de a face acest tip de boală, că au avut pe cineva în familie, că au avut factori favorizanți, că au boli esofagene, că au... Atunci, acele persoane, anual sau sau în alt interval de timp, fac o endoscopie digestivă și văd care mai este starea la nivelul esofagului sau la ce nivel au dânsii modificări ale funcției tubului digestiv. Și dacă nu te deranjează nimic, nu este recomandat să faci o endoscopie, nu știu, măcar la 2-3 ani? Poți să faci o endoscopie după, dar în momentul în care... deranjezi ceva în momentul în care faci rău organismului? Nu faci rău, nu faci rău organismului, dar nici endoscopia nu putem să spunem că este comparabilă cu o radiografie toracică pe care în 2 minute ai făcut-o și presupune puțin mai mult și atunci nu poți să... mâine toată populația României să pui să facă endoscopie. Trebuie, de asta am spus, trebuie să ții cont de acele persoane care au un risc. Și la fel este în cazul și altor cancere. În funcție de unde încadrezi acele persoane de riscuri, poți să-i recomanzi endoscopie digestivă pentru cancerul esofagian sau poți să recomanzi, eu știu, altă investigație pentru un alt tip de cancer. Exact. Problema este, domnule doctor, că sunt persoane care în familie nu au nicio rudă diagnosticată cu niciun tip de cancer, iar ele se trezesc la un moment dat că au făcut un anumit tip de cancer. Mai ales, așa cum a spus dumneavoastră, simptomele apar pe ultima 100 de metri. Dacă ar, nu știu, dacă s-ar căuta, măcar la 2 ani, să-și facă niște analize de sânge, nu știu, un CT sau un RMN, poate ar avea șanse să depisteze în timp util. Cu siguranță, dar aceste lucruri nu sunt eficiente să le facem după capul nostru. Aceste lucruri trebuie organizate în planuri de screening. Sunt lucruri țintite. Apropo de cancerul esofagian, cele mai bune screening-uri le fac japonezii. Probabil că au și anumiți factori care favorizează și au o rată mai crescută a acestui cancer esofagian, dar sunt singurii, poate mai sunt și alții și nu știu eu, care reușesc să depisteze cancerul esofagian într-un stadiu incipient, să-i spunem. De ce? Pentru că testează și caută amănunțit, dar caută cu cap, nu fiecare după cum consideră de cuvință. De asta am spus, tot screening-ul rămâne soluția, dar făcut în anumite limite care să asigure o eficiență ridicată. Conduita terapeutică constă în intervenție chirurgicală, chimioterapie, dar și radioterapie? În momentul în care avem simptomatologie, că practic simptomatologia determină pacientul să ajungă la doctor, se spune că peste jumătate din cazuri sunt incurabile. Asta ce înseamnă? Că orice îi face tu, nu poți să le vindeci încât să zici, domne, nu mai are nicio celulă tumorală în organism. Există soluții, să nu disperăm că nu avem nicio soluție, există tratament chirurgical, există tratament oncologic. În funcție de stadiu și aici încercam să ajung că e clar că, mai ales în cazul cancerului esofagian, ajung într-un stadiu tardiv, soluțiile merg de multe ori începând cu partea oncologică și după aceea ne punem în discuție și tratamentul chirurgical. În funcție de stadiu, discutăm în echipă multidisciplinară, există și avem tumor board, prezentăm cazul și stabilim pentru fiecare caz în parte, în funcție de stadiu bolii, în funcție de tipul de cancer, ce este mai bine de făcut la momentul respectiv și care este succesiunea pașilor următori. Cancerul de esofag recidivează? Cancerul de esofag recidivează, orice cancer recidivează. Ca să ajungem să discutăm de recidivă, trebuie să ajungem să discutăm de o, haideți să spunem, vindecare. Da, dacă avem cazuri de cancer esofagian care putem să le considerăm că avem oarecare succes cu ele, putem să discutăm după aceea, să ne punem problema și dacă o să recidiveze acel cancer esofagian sau nu. Din nefericire, sunt destul de puține cazuri unde ajungem să ne punem astfel de probleme de recidivă. Probabil în cazul în care acele persoane au descoperit într-un stadiu cât de cât incipient, poate apărea și această șansă de vindecare. Poate să apară, bineînțeles, mai contează și răspunsul după aceea, ok, într-un anumit timp se realizează și intervenția chirurgicală, depinde și de răspunsul organismului la tratamentul oncologic, bineînțeles că sunt anumiți factori în funcție de care putem să discutăm de o șansă sau de o supraviețuire pe un termen mai îndelungat sau măcar de o stăvilire, de o stăpânire a bolii. Dar de la caz la caz, lucrurile acestea pot fi influențate de un factor sau altul. Acest tip de cancer poate fi prevenit? Acest tip de cancer poate fi prevenit ca multe alte cancere dacă ne uităm la factorii care predispun la apariția acestei boli și încercăm să îi evităm. Deci poate. Da. Unde vă pot găsi cei de acasă? Cei de acasă mă pot găsi pe internet, dacă le este mai comod, pot să mă afle de acolo și numărul de telefon, pot trimite un mesaj pe WhatsApp dacă vor un răspuns din partea mea. Mă pot găsi, dacă nu fizic, în secția de chirurgie toracică de la Institutul Oncologic, în programul corespunzător. De luni până vineri. Exact. Cu siguranță, spun eu și sper că sunt accesibili și că pot da destul de ușor de mine. Da. Domnule doctor Ovidiu Rus, vă mulțumesc că v-ați făcut timp să fiți astăzi alături de mine. Vă mulțumesc și pentru toate informațiile pe care ne le-ați oferit cu privire la cancerul esofagian și să știți că vă reaștept cu mare drag cât mai curând posibil. Mulțumesc, Doamne ajută să pot să-mi fac timp să mai ajung la dumneavoastră. Dragilor, noi luăm o mică pauză de publicitate, dar dumneavoastră să nu plecați din fața micilor ecrane. În 2 minuțele revenim.